Valoarea banilor am început să o înțeleg mai bine când am primit prima bursă la școală și pentru mine erau foarte, foarte mulți bani. Eu am început facultatea în 1990 și erau burse de merit. Deci într-o perioadă foarte tulbure, în care ne vâjea capul, vă puteți cumpăra casele, vă puteți, nu știu, lua cupoanele, plăti cupoanele, da, deci e un haos generalizat. Dar știu că sandvișurile de lângă facultate au început să se vândă cu 3,25 lei, când am terminat facultatea se vindeau cu 35 de lei. Noroc că făceam facultatea de economie și înțelegeam conceptul de inflație, adică înțelegeam, teoretic. Dar îl simțeam, cu certitudine îl simțeam. Însă apoi am început să lucrez. În anul 4 de facultate am început să lucrez. Și am primit primul salariu foarte mic, țin minte așa cum era, echivalentul la 80 de dolari pe lună. Dar nu m-am plâns și nici nu mi s-a părut anormal că m-am dus să-i cer mamei bani ca să mă duc la servicii. Deci, cam astea au fost primele țile. Asta de obicei ăsta e testul, mamă, ce mi-am dorit. Primul salariu? O să dai asta? 80 de euro. Păi primul drum l-am făcut a fost pe terasă, la motoare, pe Teatrul Național. Bun, am înțeles. Restul e poveste.